rostul botezului. Și este, bineînțeles, început al transformării omului în Hristos. Numai că, pentru ca harul pe care l-am primit în Sfânta Taina Botezului să fie într-adevăr lucrător și într-adevăr roditor, are nevoie de grădinarii lui. Și acei grădinari suntem noi. Bineînțeles, nași, părinți și slujitori ai bisericii. Este numai o sămânță. Și astăzi, acești copii sunt pui de sfinți. Așa că să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pe acești pui de sfinți să-i vedem crescând în aceeași sfințenie pe care o au astăzi, întotdeauna. Ca atunci când vor fi mari, să fie bucurie părinților, să fie bucurie nașilor, să fie bucurie bisericii întregi și să fie, de ce nu, bucurie și îngerilor din cer. Atunci când vor vedea buna cuvință și sfințenia la care ei pot să ajungă.